Iane, păi Iane ușor. Nu e doar despre amandlâcuri astăzi. Când părea că apele se mai liniștesc, dintr-o dată emoțiile dau un clocot și tendința este să facem o dramă. Cei mai mulți dintre noi vor diversitate acum, se plictisesc repede și pot aborda lucrurile foarte superficial. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Te așteaptă o zi plină, cu multă alergătură și întâlniri. Mă aștept să duci o discuție în direcția în care vrei tu și să îi pui la punct pe cei care te contrazic. Pe plan amoros, poți purta acele conversații care clarifică totul. Taur, astăzi ești cu gândul la bani și la cum să avansezi pe plan profesional. Este posibil să reiei o idee mai veche sau să primești o ofertă financiară interesantă din partea unui vechi client. Gemeni, astăzi este ca și cum universul te-ar băga în priză. Ai multă energie și te împarți cu succes între mail-uri, întâlniri și negocieri. Este recomandat însă să acorzi atenție și partenerului sau oamenilor dragi. În plus, mai ales dacă ești singur, poți cunoaște pe cineva foarte interesant pe social media. Rac, astăzi vei avea momente când te ascunde în casă, dornic să petreci timp în liniște tu cu tine. Deși nu ai energie ca în zilele tale bune, faci față cu brio provocărilor de pe plan profesional. Leu, astăzi toate privirile sunt ațintite asupra ta. Cei din jur găsesc în tine o inspirație și o motivație. Ai susținerea astrală să te dedici unui hobby, să faci planuri de călătorie sau de petrecere. Iar dacă ești single, privește cu atenție în jurul tău și asta pentru că ai foarte multe opțiuni. Fecioară, dacă ți-ai dorit să se schimbe ceva la job, dacă ai vrut mai mult de muncă, iată că azi dorința ți se poate îndeplini. Vei fi foarte ocupat, dar cu activități care îți fac realmente plăcere. Pe plan amoros îți recomand să lași jocurile la o parte și să fii foarte sincer. Balanță! Unele balanțe vor avea parte astăzi de flirturi nevinovate, altele sunt tentate să meargă mai departe. De asemenea, nu te aștepta ca planurile pe care le faci dimineața să rămână valabile și diseară. Iar alți nativi fac planuri în cuplu să plece undeva departe, într-un loc cât mai exotic. Scorpion! Mulți nativi primesc astăzi o propunere financiară foarte avantajoasă. Poate avea legătura cu imobiliarele, cu restaurantele sau un contract în străinătate. Pe plan emoțional, ești atât de tandru și de dulce că ești aproape de nerecunoscut. Săgetător, astăzi ești foarte receptiv la ce spun ceilalți. La fel cum și cuvintele tale au o influență majoră asupra cuiva. Să sperăm că va curge cu laude și aprecieri, nu cu critici și reproșuri. Capricorn, poate că a devenit deja o rutină să faci mereu servicii celor dragi și să te ocupi să nu le lipsească nimic. Oprește-te însă pentru o clipă și întreabă-te dacă primești același tratament. S-ar putea ca o rudă să aibă nevoie de niște bani, dar nu îi da dacă și tu ai nevoie de ei. Vărsător, depinde strict de tine dacă vei purta discuții constructive sau te vei lăsa antrenat în tot felul de bârfe. De asemenea, folosește-le de cuvinte ca să apropii pe cineva, nu să-l pui pe fugă. Pești, astăzi este important să păstrezi o ușă deschisă, chiar dacă momentan nu vrei, de exemplu, să onorezi o propunere. Poți pendula între a ieși și a socializa și a te ascunde în casă. E o zi bună, de asemenea, să faci niște socoteli și să-ți pui cheltuielile în ordine. Acesta a fost horoscopul. Găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire! Mulțumim tare mult!